Ok. Poți să mă asculți 2 minute și să înțelegi de ce fac asta? Nu plec de aici și nu poți să mă dai afară. De ce nu vrei să înțelegi că nu e bine? Că e prea devreme că am făcut chestia asta. O să avem timp mai târziu pentru toate chestiile astea. Să ne mutăm împreună, să stăm împreună, să dormim împreună. Dar nu acum. E prea devreme și... Chiar am înțeles-o pe Mara, serios. Dacă ne iubim, o să trecem peste orice. Ok, o să trecem peste orice. Înțelege că e prea devreme, nu pot să te iau de la mama ta, nu e corect și nu e bine. Atât. A, așa cum mă faci pe adultul și îmi spui ce să fac. Da, dar tu, din păcate, ești prea mică ca să înțelegi. Nu sunt prea mică. Sunt încăpățânată, dar nu mică. Și sunt prea îndrăgostită de tine ca să mă întorc la mama. Băi, ce legătură are una cu alta? Nu e ca și cum ne despărțim. Ți-am cerut doar să te duci înapoi, o să fie totul la fel. Eu o să vin la tine, mai vin din când în când la mine, nu o să mai dormim atât de des împreună, dar atâta tot. Serios, și uite, dacă vrei, facem un test. În noaptea asta mă duc la băieți, dorm acolo, tu dormi frumos aici, ne vedem la a doua zi. De Rafael. Ți-a făcut ceva? Nu, da. Ce vrea să zică e că treaba e complexă rău. Când m-am întors de la Berkeley, a trebuit să-mi îngheț anul. Și acum am primit scrisoare să mă întorc să-mi termin semestru. Așa? Și nu pot să nu mă duc, că ei mei au dat o grămadă de bani și, sincer, și pe mine mă tentează. Și Rafael ce? Rafael o să înțeleagă. Nu, dar tocmai acum când are o grămadă de probleme și a pierdut casa, abia s-a mutat la mine. Ce fac? Îl las și eu pe drumuri? Îl dau afară pur și simplu? Ce fac? Nu sunt sigură că o să poată să stea în casa la până găsește dânții ca o soluție. Dar mai e ceva. Oh, Lu. Ți-am zis eu că are multe ramuri. Ce mai e? Dacă termin anul ăsta cu note bune, o să rămân să-mi termin școala acolo. Asta înseamnă încă 2 ani. Dar asta e o școală foarte bună. Nu e bine? Nu. Dar crezi că o să mă ierte Rafael? Tu nu l-ai iertat pe Andrei. Povestea cu Andrei e alta. Eu nu l-am iertat pentru că nu mi-a spus că vrea să plece și pentru că a preferat să ne despărțim decât să încerce să avem o relație la distanță. Relație la distanță... Nu e. Ori e, ori nu e. Și la distanță nu e. Să mă ierte Dumnezeu. Adică, câte poți să faci? Că nu prea poți. Câte pierzi? Bă, dar poți să faci. De-aia e camera aia la computer? Știi că nu am înțeles nimic din ce ai spus. Păi îți mai spus o dată. Nu cred că e nevoie. Uite, eu cred că cel mai bine e să vorbești cu Rafael și să-i spui exact ce mi-ai spus mie. Adică, fii sinceră cu el. În concluzie, viața e plină de ramuri și e ca un copac, așa, în care fructele constituie, cum să zic eu, problemele. Peste e bine toamna, că nu-s probleme, cad.
Hei! Ce hei? Ce faci, mă urmărești acum? Frate, tu chiar te crezi buricul pământului? Nu, dar cred că știu de ce ești tu capabilă. Ți-am zis că nu mai vreau să te mai văd niciodată. Și implicit că nu vreau să mă urmărești. Hei, unde? Hei! Uite pe cine am întâlnit aici. Bună, prof. Ce faci? Bine, aveți întâlnire sau? Păi da, mie doar o oră mi-a dat liberă, așa că profit din plin. Și stai cu noi? La o bârfă? Nu, mă grăbesc. Nu știu. Dar ce ai zis de s-a supărat așa? Nu știu, așa l-am găsit. Cred că are probleme cu Ioana, nu știu, îți dau și fata asta. Am mai mult rău iată. Da, nu te mai băga, lasă-i în pace. Bă, sigur nu deranjez sau ceva, nu? Am zis eu că e o problemă. Dorm tu aici și eu dorm pe canapea. Bă, nu știu, mă gândeam că poate aștept vreo gagică sau ceva și ți-am dat planurile peste cap. Poate. Nu, chiar e ok. Nu e nicio problemă să dormi aici. Sigur? Absolut. Mersi mult. Dar ce? Probleme în paradis? Nu. Nu mă, vreau să înțeleagă. Nu e nimic, e așa. Nu vreau să vorbim acum despre asta. E ok. Ok, bine, nu insist. Dar dacă vrei să vorbești cu cineva, să știi că sunt lângă tine. Știu. Știu că ești acolo. Am încercat. Nu pot să stau fără tine. Anca. Ai promis. E doar o noapte, atât. Te rog, eu du-te și dormi. Nu face față. Nu. Răzvan, te rog, ajută-mă. Stai, mă, tu ce te bagi între noi? Răzvan, nu, lasă. Hai. Înțelege și tu măcar o dată că vrea să stea un pic singur. Acum ce ești, avocatul lui sau ce? Nu-ți, pe bune, nu-ți faci bine nici ție, nici lui. Am înțeles. Cum ești Dr. Love. Că ai și avut relații la viața ta încât să am ce învăța de la tine. Au. Uite, lasă să treacă noaptea și mâine o să vezi că o să fie bine. Respecte și tu dorința, măcar o dată. Bine. Monica, poți să dormi la voi? E sigură că vrei asta? Că din masfora e ca o lămă cu motivul. Hei! De ce mă mizmă? Băi, nu știu engleză, dar știu cât ca să cânt, da? Și când pe asta scrie Berkeley, e clar că te duci la Berkeley, da? Berkeley, America! Ții minte când ai plecat la Berkeley, la America? Ai plecat și așa o să pleci acum, zi, pleci sau nu? Pleci la Berkeley, zi, da sau nu? Îmi pare rău că ai aflat așa. Când pleci? Peste câteva zile. Remi chiar au dreptate, au dat niște bani și până la urmă e o șansă. Dar... Dar ai vrea să te aștept, mă? Așa mi-aș dori. Răzvan? Ce am, de ce nu dormi? Nimic, n-am somn. S-a întâmplat ceva? Ai destule pe cap. Păi, vorbesc serios, zi, n-am nimic, povestește-mi. Mâine... Se face un an de când a murit tata. De când l-am omorât. Pare rău. Pare rău că a trebuit să fie așa. Și că noi doi nu am vorbit despre asta de atunci. Să vorbim ce? Că deși era o jigodie care nu trebuia iertată, îmi lipsește. Că deși am făcut un bine, totuși l-am împușcat.
Răzvan, dacă nici eu nu te înțeleg, atunci nu știu cine. Era tatăl tău. E normal să-ți lipsească. Nu știu. Simt așa că... voi v-ați făcut un drum în viață. Ați crescut. Știți ce vreți. Pe când eu... eu rămân în trecut. Eu sunt ăla care l-am pușcat pe Tașu. Și cel care și-a salvat prietenii. Care nu mai știu că exist. Când m-ai întrebat ultima oară ce fac? A? Te întreb acum. Tu ai vrut tot timpul să ajuți pe toată lumea, Vlad. Doar că... e un pic cam târziu pentru mine. Ce-s mă prostiile astea? Ce e târziu? A? Ce tot vorbești acolo? Tu ești foarte tare, e foarte bine așa cum ești. Nu mai pune la suflet tot ce cred ceilalți, ce spun ceilalți. Bună și ție! Auzi, chiar așa am ajuns să mă eviți în halul ăsta? Da, scuze. Am avut o noapte destul de agitată și, sincer, situația asta dintre noi e deja cam prea mult. Băi, ok, eu înțeleg că n-am fost tocmai iubitul ideal, dar pot să fiu prietenul ideal. Sau, dacă și asta e prea mult, colocatarul ideal. Mulțumesc, dar pot să mă gândesc înainte să iau vreo decizie privită, așa cum obișnuiam să fac? Te simți tu bine așa răutăcioasă? Măcar atât. N-am putut, mă, să-l ajut cu nimic, nu am. Bună, copii. Bună. Mai voi ați auzit că mi-a zis Vasile, tănțica și Rafael și-au pierdut casa? Da, i-am aflat ieri de la Sofia. Au și că tănțica s-a legat de veceu și face greva foamei pe cuvânt. La cât e de slabă, în două zile pe asta nu mai găsim. Acum doarme în curte pe niște cartoane. N-am putut să o ajut cu nimic. Nu știu ce să-i fac. Asta nu știam. Mamă, ce nașpa? Păi și ce o să facă sărăcia acum? Mamă, ne putem să ajutăm cu ceva? Eu nu înțeleg. Scrie cumva pe mine Armata Salvării? Pumara, mă! Pune acum. Ce? Stai. Ai luat un copil de pe stradă, l-ai adus în casă. Și nu e pe cineva din familie? Doamne, de ce, Doamne, tocmai eu? De ce? Că se poate. Dumnezeu dă numai celui care poate să ducă omului bun. Amin. Tu n-ai dormit toată noaptea? Nu mi-a fost somn. Bă, nu știu ce să zic, sincer. Adică, nici nu știu ce ar fi bine. Ar trebui să duci la un psiholog să te vadă. Te-ai gândit să faci chestia asta? Cu noi nu vrei să vorbești și totuși ar trebui să faci lucrul ăsta, pentru că altfel îți iei razna. Nu, e ok. Să știi că m-a ajutat foarte mult discuția de seară. Păi, sincer, eu cred că mai am o grămadă de spus. Am? Răzvan. Chiar poți să-mi spui orice. Orice, orice, dar nu acum. Ok. Îmi pare rău că am apelat la dumneavoastră. Știu că toată lumea face. Dar vreau să mă recomandați, dacă se poate, la cel mai bun doctor. Eu și Dima încercăm de ceva timp să facem un copil și nimic. Aș vrea să știu dacă problema e la mine sau e la el. Monica, sunt cuplul care așteaptă de ani de zile. Da, știu asta, însă noi nu mai vrem să mai așteptăm ani de zile. Suntem pregătiți pentru un copil acum. Sunteți atât de tineri. Suntem hotărâți. Da, știu, sunt argumente de o parte și de altă. Unde-i sală? Ce cauți, domnule? De ce ai ieșit din sală? Nu e în sală, nu e. Unde? Monica, tu știi unde e sală? Vreau să știu unde e.
Rog, te rog să-ți duci în salon? Nu, nu plec, nu vă pe sară, vreau să... Sară, numai aici a fugit? Cum adică a fugit? Cum, unde să fugă? Noi suntem spital, nu pușcărie. Doamne, vă rog să o găsiți, vă rog, să-și facă și mai mult rău. Vezi de sănătate dumitale. Te rog. Vă, doamne, să mergi singur. Vă rog frumos să o găsiți. Vezi cât de tineri sunteți. Tu n-aveai școală azi? De asta ai venit târziu? Ca să nu dai ok cu mine? Nu. Am fost la școală. Dar m-am întors pentru că mi-a fost rău. De ce? Pentru că n-am dormit azi noapte. Vlad. Ne îndepărtăm. Așa e. Ne îndepărtăm. Tu te duci la Mara, eu rămân aici, în 20 de minute cu autobuzul, pac, pac. Nu face mișto. Că știi la ce mă refer. Nu fac mișto. De-aia spune tu mie, de ce simți asta? Nu? Cum adică ne îndepărtăm? Ți-am zis că te iubesc și tocmai pentru că te iubesc fac asta. Nu pentru că sunt absurd sau mai știu eu ce. Nu e așa simplu. Nu vreau să-i arăt mamei că a avut dreptate. Credeam că ești mai matură. Da, m-am înșelat. Dar sunt matură. Bine, recunosc, nu vreau să-i dau satisfacție mamei. Dar orgoliul ăsta l-am moștenit de la ea. E în genă, se scuză. Da. Ok. Păi atunci o să dorm aici în seara asta, nu? Tot singură? Am băieți din nou? Ok. Ok. Asta ce se prezintă aici e totul pentru mine? Tansu, știm cu toții că ești o femeie foarte mândră. A? Dar să știi că acum ești într-un mare rahat. Alina Vasile, ce facem acum? Vorbim despre rahaturi, să o lăsăm pentru desert, că se scârbește fetele. Doamnele. Si. Da. Doamna Tanța. Da, doamna Oana. Având în vedere trecutul nostru nu foarte prietenos, adică ziceam să nu ținem, în fine, ce să mai frecăm, doamna Tanța, ca să vorbesc pe limba dumitale, rămâi aici la noi și gata. Na, că am zis. Vai de mine, doamna Noara, dar de ce faceți asta? Dumneata ai avut grijă de Ioana. Ha! Că ne-am adus aminte, dar ce-am mai avut nopți și zile pe împărșale alea. E, și tocmai ne-am gândit să facem și noi ceva pentru dumneata. Mai ales că eu am o mare compasiune pentru ființele care își pierd casele. Și eu am același lucru pentru astea care își pierd casele. Doamna Mara, acum a zis mai sus, Nea Vasile, că sunt mândră, că nu sunt mândră. Eu de pomană n-acep, să fie clar. Dar stai dragă puțin, cine a spus ceva de pomană? Îi curățenie de făcut, îi mâncare de făcut, îi grădina de grădinărit, îi treabă de mereu, să mă ajute. Eu zic să nu te mai codești. Stai aici până îți găsești altceva și gata. Aaa, dar nu era de codeală fața acum, nu? No. Doamne, să ne jimbrăm! Nu, nu, lăsați că nu e nevoie! Fii de mine, mulțumim foarte mult, dar... Păi iartă-mă că vin iarăși, dar poți mai stau un pic? Da. Nici nu-i nevoie să întreb. Băi, spune-mă la ce te uiți, că nu mai pot de curiozitate. Toată noaptea te-ai uitat, zi-mi ce vezi, vreo vecină goală, nu văd nimic, zi. Haide, zi. Nu m-ar tenta asta. Nu-și mă de aici, că ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Nu și mie. Nu înțeleg. Păi... mie nu-mi plac femeile. Ah, stai mă, că nu mă gândeam la femei neapărat. Ce-am asta de vârsta noastră, pușpaice, chestii? Nici. Ok, acum m-ai pierdut.
Păi, ai spus aseară că pot să-ți spun orice. Da. Da. Vlad, eu cred că sunt atras de altceva. Eu cred că mie îmi plac băieții. Hai mă, bă, fugi-o de aici, aproape am crezut. Vorbesc serios. Da, mă, da. Foarte serios. Încerc de foarte mult timp să vă spun, doar că n-am știut cum. Păi, Răzvan. Dacă ar fi adevărat, da? De ce spui asta acum? Pentru că te-ai oferit să mă asculti. Pentru că nu știi cât de greu este să țin asta în mine. Mi-a fost incredibil de greu să recunosc, să-mi recunosc mie însumi și să țin ascuns atâta timp. Și nu știi cât de greu e să nu poți vorbi cu cineva despre asta, să nu poți să o recunoști cu glas tare și acum, în sfârșit, pot să spun cuiva, pentru că tu ești gata să mă asculți și ai arătat că-ți pasă de mine și mai ales tu, mai ales că vine din partea ta, Vlad. Stai un pic, cum? Mai ales că vine din partea mea? Da. Vlad, sunt îndrăgostit de tine. Adică am fost, adică încă sunt. Știu că ești cu Anca, știu că ești bine, că ești fericit împreună cu ea și că nu ești ca mine. Sunt altfel, știu. Știu asta acum, că sunt altfel și și înseamnă foarte mult pentru mine. Nu vreau să înțelegi că îmi fac vreo iluzie, ceva. Răzvan, pur și simplu, e mult mai mult decât... Pe mine. Răzvan, ok. Ok. Am luat o raznă. Du-te la doctor. Vădus, uite, iartă-mă. Nu, iartă-mă. Nu vreau ca sentimentele mele pentru tine să strice prietenia dintre noi. Răzvan. E ok. Răzvan, te rog eu. Ți-e frică de mine? Nu. Nu, gata. Și atunci de ce fugi? Nu fug. Du-te la doctor. E grav. E grav. Serios, îmi pare rău. Du-te la doctor. E grav. Mă, nu vreau așa ceva clasic. Vreau așa ceva. Wow, așa să fie, wow. De baloane. Nu baloane, mă. Nu știu. A, păi a murit, ce să-i facem? Nu, fără lumânări. Hai, mai bine să-i facem un tort. Ce s-a întâmplat? Păi m-am gândit că dacă rămân văduv să dau o petrecere. Adică ce vreau să zic e că Sofia pleacă pentru un timp din țară și s-a gândit să-i facă o petrecere de adio. Pleacă? La Berkeley. Berkeley. Foarte bine. De foarte bine, toți rămâne de aici. Tu nu stai? Ce-ai pățit? Nimic. Nu dăm party? Ha? În fine. Bun, hai să reluăm, că n-am înțeles absolut nimic. Bine, hai că-ți explic, Rino, fii atent. Nu, îți explic eu. Repetă, fiindcă ăsta micu n-a înțeles. Da, o să repetați și pentru mine și pentru ăsta micu, pentru că niciunul din noi n-a înțeles. Nu, pentru că cine se aseamănă se adună. Dar tu ai o cărticică cu glume la tine sau? Da. Hai, mă, gata, hai, fiți atent. Ce facem? Deci, cumpărăm un tort, da? Cu baloane. Nu, de ce nu? Băi, vreau să ies din tort, vă nu înțelegeți. Bine, facem ce tort? Ce tort? Hello, ce tort? Tort pentru Sof... Fia. Tu ce cauți aici? Mi-a dat Dana mesaj că ne vedem în casă la Lala pentru surpriză. Ups! Am dat o grupă? Da. În fine. Haideți, domn profesor! Domn director, n-am! Doamne ferește! Mai dau pastile. Sara, ce-i cu tine aici? Stara, răzgurați-ne, ce-i cu tine? Pleacă de aici. Dacă nu ai pastile, te rog, o să mă simt bine. N-am ce pastile să stau, te rog eu frumos. Una, nu pot să fiu decât. Sara, nu am, Sara. Faci orice pentru o dodo, una. Tu înțelegi femeia lui Dumnezeu, nu mai am ce să-ți dau. N-am! Pleacă de aici. Poți să cred eu că n-ai tu una. Băi, tu înțelegi că am intrat în niște belele cu oamenii ăștia, nu mai dă nimeni nimic. Gata, s-a terminat, te rog eu frumos, pleacă de aici. Mă duc la poliție și te dau unde. Și zic că din cauza ta am ajuns așa, da, vrei asta? Thank you.
este ultima oară. Pleacă de aici. Vă mulțumesc că sunteți aici. Stai așa. Mare grijă înainte să le mulțumești. Acum le mulțumești și mâine or să te urască. Vai, dar ce bine îți stă rolul de victimă. Zici? Da, te prinde. E, hai că și tu ți-ai meritat-o. Că tamă vrem să relaxez atmosfera, mă duc la colțul de rușine. Eu sper să nu mă urăsc că plec. Dar o să ne scrim fiecare zi scrisori, nu? Că nu s-au inventat telefonul, calculatorul, Skype-ul, pa, s-au mail-ul. Inventat. Da? Mie mi-ai promis că o să stăm zi de zi pe Skype, nu? O să facem video chat amândoi, nu? O să facem. Nu plecă, te rog, nu. Băi, hai mă, gata, hai să relaxăm atmosfera, nu să o facem mai tensionată. Da, dar tu nu știi cum e, da? Ba, știu foarte bine cum e, Rafael. Pleacă 2-3 luni și se întoarce. Noi trebuie să o susținem, nu să o demoralizăm. Da, ce sfaturi bune ne dă. Da chiar, ia, hai. Ce facem, cântăm? Dansăm? Hai să dansăm. Profa! Bună! Ce puteam să te las să pleci fără să vă fac poze? O să-mi fie foarte dor de tine. Dar nu plec mult. Eu nu pot să rămân la petrecere, mă așteaptă mie. Dar o să văd ce ați făcut în poze. Să fiți cuminți. Pa, profa! Pa! Și așa vă distrați voi? Am stabilit noi doi că tu nu o să mă urmărești pe mine? Păi și sore, vă spera Luca? Da, puteai să minți că te pricepi. Oh. Uite ce e. Fie că vrei sau nu, o să lucrăm împreună. Așa că obișnuiește-te cu ideea că o să fiu în preajma ta. Cam des. Deci așa ne jucăm. O să dăm în chestii urâte. Chiar trebuie să-ți demonstrez că nu o să mai calci niciodată aici? Sau... Asta a fost o amenințare? Ia-o cum vrei. Bun. Și ce-ar fi dacă le-a spune și eu cum te-ai aruncat în patul meu imediat după ce Ioana ți-a dat papuci? Hm? Și cum spuneai vorbe dulci în timp ce te gândeai la ea? Și cum m-ai dus de nas că îți place de mine? Și că m-ai lăsat însărcinată? Am uitat să zic? Am testul acasă, vrei să ți-l arăt? Stai liniștit, era o minciună. Și pe cine crezi că ori să creadă? Pe mine sau pe tine? Te-ai mai dezamăgit odată. Îmi place jocul ăsta. O să-l câștig. Noi am terminat, o să vă lăsăm singuri. Dar mi-e nevoie, ne-a spus să plecăm în fiecare.
Nu, 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 dar haideți să împărțim, că asta se poartă în ultimul timp. Și noi? Mai vorbim? Sau facem chestii ca între adulți? Da, ești cam supărat, nu poți. A, ne vedem la ședința foto, da? S-a întâmplat ceva? Nu. O să intru? Nu. Bună, ce ai? De ce nu vii și tu? Sofia pleacă în câteva zile și poți să regreți. O să vin mai încolo. Unde ai fost azi? Unde am fost toată ziua? Am fost la spital. Ești însărcinată. O să vină dinamic. Dacă se întâmpla asta, crezi că eram așa căzută? Nu eram mai fericită? Dacă nu o să mai pot avea copii. Hai mă, că o să fiu. Ai răbdare și tu. Dacă e ceva neregulă la mine sau la tine... Eu nu am nimic. Da, mersi. Hai că deci nu asta am vrut să zic. Dacă s-a întâmplat odată, o să... Tima, dar cum faci tu de tot e atât de simplu la tine? Am un prieten Shaolin care mi-a deschis toate ceacrele. Hai mă, încerc să zâmbești și eu să mănânc, că totul e bine. Când te văd pe tine că ești la pământ, încerc să te fac și pe tine să zâmbești. De-aia mă prostesc. Poți pentru o secundă să nu te mai prostești și să nu te mai prefaci și să vorbim ceva serios? Serios și scurt. Am vorbit cu bunica Ioanei și aș vrea să mergem mâine la spital să facem niște investigații. După rezultate, vedem ce e de făcut. Bine? Anca? Ce faci? De ce ai dispărut? Am venit să fac bagajul. Mă întorc acasă. Hai să vezi că e mai bine așa. Să știi că fac asta doar pentru că mi-ai cerut tu să fac asta, nu pentru că simt eu că trebuie să fac asta. Anca. De câte ori să spun? Nu e de ajuns numai să iubești. N-am greșit. N-am grăbit. Acum, na. Nu vreau să stai aici și să nu fii fericită. Altfel, eu chiar n-o să fiu fericit. Eu nu pot să fiu fericită fără tine. Ok, am înțeles. Dar eu o să fiu aici. Eu o să fiu mereu aici. Eu o să ne vedem. O să fie totul la fel. Numai că trebuie să dorm la mama ta. Atât. Spune că mă iubești. Te iubesc. Câte clipe frumoase am petrecut. Când îmi spui asta, mă liniștesc. Și să știi că dacă mă mai vezi pierdută sau că n-am încredere în tine, atât trebuie să faci. Să-mi spui, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și dacă tot îmi spui, te iubesc de atâtea ori. Nu poți să mă duci la mama acasă? Nu prea am chef să dau ochii cu ea singură. N-ai chef să te vadă cu coada între picioare, nu? Să nu răspund. Bine. Ce? Răzvan, a trimis un video.
Cine? Bună, spune filmul ăsta la Răzvan? Bună, Toma, asta. Hai, Bubu, mai repede. Hai, Bubu, hai! Hai. Salutare, prieteni. Pare rău că vă stric petrecerea. Dar oricum, nu cred că v-ați dat seama că nu sunt acolo. Nu? Sunt la altă petrecere. Ce glumă proastă am făcut. După cum vedeți, nu sunt bine. Nu sunt bine. Sunt rău, foarte. De un an de zile mă tot prefac că totul e bine. Și nu e. Acum un an de zile, aproape fix, l-am omorât pe tata. Și l-am omorât ca să vă apăr pe voi. Dar nu vă pasă. Nu v-am pusat niciodată. Sunt foarte curios doar când v-ați întrebat ultima oară ce mai face idiotul ăla de lângă voi. Când? Când v-a păsat și de problemele mele? Când v-a păsat și de ce face... Vă pasă numai de voi! Vă pasă numai de voi și de problemele voastre! Dar asta e! Fiecare este cu problemele lui! Nu? Contraziceți-mă, dacă puteți. Dacă eu azi aș muri, ar fi vreunul care să-și dea seama că nu mai sunt lângă el? N-ar fi! N-ar fi! Mă rog, cer scuze. Ce vreau să vă spun, dacă într-o oră? Nu! În jumătate de oră. Dacă nu mă găsiți, mă duc la tata. Adică... Da. Și... știți de ce? Pentru că mi-am dat seama în sfârșit că mi-e dor de el. Și de ce mi-e dor de el? Pentru că ceva ne lega. Amândoi suntem defecți. Asta este. Dar, vă rog, nu vă panicați. Moartea e pentru cei care trăiesc. Cât de nașpa poate să fie. Trece timpul. Hai. Bă, zic că glumește. Ce aveți, bă, rumă asta? Glumește, ce? Băi, Răzvan, ieși, mă, hai, am luat-o, Răzvan! Băi, Răzvane, este la camera ascunsă, mă, ce aveți? Răzvan, hai, mai 1-0, băi! Bă, ăsta nu glumește. Vorbesc serios, nu glumește. Azi noapte am dormit la el. Pe mine m-a speriat, jur. Toată noaptea a stat pe masă, se uita pe geam. Mi-a spus și mie de taică-su, nu știu, nu era în apele lui. Bă, frate, e nasoală rău de tot, trebuie să facem ceva. Sună-l, vorbește tu cu el, că ai mai vorbit. Asta fac. Hai, Răzvan, hai, Răzvan. Răzvan. Te rog eu, am văzut cu toate filmulețul. Spune că e o glumă, nu? Adică e o glumă, nu ai de gând să... Frătuț. E mai bine așa. Ce mai bine să muri? Bă, tu ai nebunit, tu ce spui acolo? A? Frătuț, sunt greșit. Dragul meu. Nu folosesc nimănui. Nimănui. Păi îmi pare rău. Pare rău că am reacționat așa. Intenția contează. Da, mă, intenția contează, ok. Chiar îmi pare rău. Hai, unde ești? Hai, vrem să te ajutăm. Vreți, vreți, vă. Zi unde ești. Băi, tu nu înțelegi. Nu înțelegi că nu merit. Hai, că trece timp. Băi, nu mai spune asta. Răzvan. Răzvan. Alo. M-a închis. Ce ți-a zis? Ți-a zis unde e? Zi. Nu. Mi-a zis că e defect și l-a închis. Păi și cum facem? Cum îl găsim? Mai pune atât filmulețul. Hai, uitați-vă atins toți, da? Salutare, prieteni. Rămâi la mine în seara asta? Da, cred că da. Cum adică crezi că da? Adică sunt sigură că vreau. Ok, așa te vreau. Mă iertați că vă deranjez, dar am o problemă. Da! Tu! Ca de fiecare... Hai, stai calm, fă-ți frumos, că e vorba de Răzvan, nu vrea să se sinucidă.
Păi sunteți sigur că ăsta vorbește serios? Nu mă, glumește. Ce bine că ai venit tu să ne trezești. Bă, iartă-mă că n-am fost aici de la început. Taci din gură, taci! Vlad, zice în filmuleț că astăzi se face un an de când l-au omorât pe Tasu, da? Da? Da. Deci unde e? Trebuie să-ți ascult prieteni.